Cine nu e pe pârtie acum, cu siguranță e la coadă. Organizați cu listă de cumpărături și sarcini clare, românii au umplut din nou hipermarketurile și piețele. Carne, pește, băutură, fructe au luat de toate pentru petrecerea de Revelion. Și parcă nimeni nu s-a mai uitat la bani. Să nu le lipsească nimic pentru petrecere. Așa s-au gândit românii când au plecat la cumpărături. Cremă de whisky? Da, păi nu, am luat căpșuni. Mergem la suc, gata? Ce mai? Ne-am organizat pentru 2 zile. Și încă nu credem că am luat totul. Văd cârnați, văd fripturi, salate. Mai avem încă un cărucior cu cartofi pentru salată, pentru grătar. Facem cam 2-3 grătare, salată, 3 sticle de șampanie, 15 cutii de bere, vodka, whisky. Niște vin, grătar, să facem și noi un grătar așa în noapte de Revelion, nu? Șampanie. Câteva sute de lei este bugetul pentru ultima petrecere din an. Destui bani pentru mâncare și băutură. 5 milioane, cam așa. Da. După că ați luat pâine, ați luat fructe. Da, carne și astea le-am cumpărat deja. Acum suntem doar la băuturi, la diversi, completăm. Dacă pregătesc mâncarea acasă, petrecerea costă mai puțin. Și-au făcut calculele orădenii. Au venit însă la magazin ca să ia băuturile. Undeva la 20 de persoane suntem. Noi am cheltuit cam vreo 300 de ron până acum pentru băuturi. Peste tot în țară, oamenii aproape că au golit standurile de pește. Peștele trebuie să-l luăm cât mai proaspăt. Am zis că astăzi este cel mai bine pentru aprovizionare pentru Revelion. Au luat pentru ei, au luat și pentru prieteni. Nu numai că și-au făcut liste de cumpărături, dar și-au împărțit sarcinile. Unii s-au dus la magazin, alții la piață. Fără pește? Fără pește, nu. Așa faceți în fiecare an? În fiecare an, da. Între 15 și 20 de lei costă un kilogram de păstrăv, crab sau nisetru. Nu trebuie să lipsească însă din meniul de Revelion. Obiceiul de a-l mânca pentru că te ferește de rele e la fel de important ca înghesuiala la cumpărături de sărbători. Maria Toader este într-un magazin printre cumpărători. Bună seara, Maria! Cine s-a ferit de aglomerație mai are timp de cumpărături în această seară sau poate chiar mâine? Bună seara, Octavia! E timp suficient pentru cumpărături încă 4-5 ore din acest moment, pentru că marile magazine și-au prelungit programul până spre miezul nopții. Câteva sunt deschise chiar non-stop. Dar dacă nu vreți să veniți în seara aceasta, pentru că este destul de aglomerat, puteți încerca mâine foarte de dimineață, având în vedere că unele magazine au deschis încă de la ora 6. Atenție însă, de la 16 încep să se închidă. Iar după ora 18 nu mai găsiți nimic deschis. Un singur magazin are program de câteva ore prima zi a anului, iar toate celelalte deschid abia pe 2 ianuarie. Mulțumesc, Maria!